Bună ziua, domnilor, domnișoarelor și domnilor, sunt Eugen Zaina și mă bucur să fim din nou împreună. În continuarea serialului meu voi demonstra, tot pe bază de cifre, că repartiția produsului intern brut în această perioadă de 21 de ani s-a făcut în inechitabil, fenomen care se agravează după anul 2009. Datele pe care vi le voi prezenta vor demonstra că România nu este nici pe departe un stat social, așa cum în mod absolut paranormal susține domnul Băsescu. Deci explicația dezechilibrelor macroeconomice cu care se confruntă nu stă în cheltuielile echipurilor exorbitante, în cea mai mare parte inexistente, de fapt, ale statului în domeniul social, ci în incompetența actului de guvernare și în managementul economic la nivelul administrației centrale și al administrațiilor locale. Astfel, potrivit datelor Institutului Național pentru Statistică, citate în raportul social România după 20 de ani al Institutului Central pentru Cercetarea Calității Vieții al Academiei Române, apărut în 2010, și în raportul social România Răspunsuri la Criză al aceluiași institut, publicat în 2011, rezultă foarte limpede că beneficiile creșterii de produs intern brut, după ce el a reatins în anul 2004, cum vă spuneam, nivelul din anul 1989, trebuie spus că în momentul de față România are un produs intern brut abia cu 20% mai mare decât nivelul pe care îl înregistra în anul 1989. Deci această repartizare s-a făcut profund inechitabil, în mod evident către vârful societății, în detrimentul bazei și al clasei mijlocii, și ceea ce este încă și mai grav și explică în parte și evoluția fenomenului demografic după 1989, în dezavantajul familiilor cu copii și în special, în mod din ce în ce mai pronunțat, la familiile cu mai mulți copii care trăiesc din muncă. În mod concret, analizând dinamica veniturilor din salarii și alocații pentru copii, venituri raportate la pragul de sărăcie, deci la venitul minim decent, din anul 1989 până astăzi, constatăm următoarele. În cazul familiei fără copii, cu venitul provenit din două salarii medii, raportat la pragul minim decent, dacă în anul 1989 acest raport avea valoarea de 2,45, el a scăzut ulterior, urmând evoluția nefavorabilă a economiei, a reatins practic această valoare în anul 2008, 2,46, pentru a scădea constant după aceea 2,39 în 2009, 2,35 în iunie 2010 și 2,12 în august 2010. În cazul familiei cu un copil, deci cu venitul provenit din două salarii medii pe economie și dintr-o alocație de stat pentru copii, de asemenea raportat la minimul decent, deci la pragul de sărăcie, acest raport avea valoarea de 1,85 în 1989, a scăzut apoi fără a mai atinge acest nivel, ajungând la 1,81 în 2008, la 1,77 în 2009, la 1,74 în iunie 2010 și 1,57 în august 2010. În cazul familiei cu doi copii, cu venitul provenit deci din două salarii medii pe economie și două alocații pentru copii, raportat de asemenea la pragul de sărăcie, deci la minimul decent, acest raport avea în 1989 valoarea de 1,85, a scăzut apoi fără deci avea valoare de 1,61 în 1989, nu a mai ajuns la această valoare ulterior, fiind de 1,53 în 2008, de 1,51 în 2009, de 1,48 în iunie 2010 și de 1,34 în august 2010. În cazul familiei cu doi copii, dar cu venitul provenit din două salarii minime pe economie și două alocații pentru copii, raportat la minimul decent, raportul era încă din 1989 deja subunitar, de 0,82, cu o scădere aproape permanentă ulterior, ajungând abia la 0,54 în 2009, la 0,53 în martie 2010 și la 0,45 în august 2010. În cazul familiei monoparentale cu doi copii, deci cu venitul provenit dintr-un salariu mediu pe economie și două alocații pentru copii, situația este și mai gravă, raportat acest venit la pragul minim decent, deci la pragul de sărăcie. Raportul era de 1,21 în 1989, mai ajungea abia la 1,1 în 2008 și 2009, la 1,07 în iulie 2010 și la 0,97 în august 2010. În cazul familiei cu doi pensionari cu venitul provenit din două pensii medii,
raportat la venitul minim decent. Raportul era de 1,35 în 1989, a scăzut sub valoarea 1 ulterior, a depășit din nou această valoare în 2007, 1,01, ajungând la 1,15 în 2008, la 1,59 în 2009, la 1,58 în iulie 2010, căzând din nou sub valoarea din 1989 în august 2010, la o valoare de 1,34. Concluziile sunt dătătoare de fiori. Familiile cu ambii părinți deținători de salarii minime și doi copii, precum și familiile monoparentale cu doi copii, de altfel și familiile cu copii, dar fără salariu, beneficiind doar de venitul minim garantat și de alocațiile pentru copii, trăiesc deja sub pragul sărăciei, iar familiile alcătuite din doi pensionari sau din doi salariați cu salarii medii și doi copii nu sunt foarte departe de acest prag. Rezultă foarte clar că surplusul de produs intern brut de 20% față de 1989 s-a repartizat la vârful societății. În aceste condiții rămâne să apreciați dumneavoastră dacă România este un stat social, așa cum afirmă domnul Băsescu, care găsește în aceasta un pretext că motivul niciun caz nu l-am putea numi că ar fi prea mult pentru a mai reduce încă din cheltuielile sociale. Sunt Eugen Zaina, mulțumesc, la revedere!